mântuitoare sufletelor și trupurilor și zvonitoarea toată puterea cea potrivnică Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se trimite harul izbăvirii și binecuvântarea Iordanului pentru toți care au trebuință de ajutor și folosință de la Dumnezeu, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să ne luminăm noi cu luminarea cunoștinței prin treimea cea de o ființă, ca Domnul Dumnezeul nostru să ne arate pe noi fii și moștenitori ai împărăției sale, prin gustarea și stropirea cu apa aceasta, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Cazul, mânia, primeștia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Prea sfânta, curata, prea binecuvântată, mărita, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Ea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să vă dăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru cel mare, într-un sfat și minunat în lucrări, făcătoarea toată făptura văzută și nevăzută, cel ce păzește așezământul tău și dai mila ta celor ce te iubesc pe tine și păzesc poruncile tale, cel ce primești lacrime ce luminiți ale tuturor celor din nevoie, că pentru aceasta ai venit în chip de rob, nu cu năluciri înfricoșându-ne pe noi, ci dând adevărata tămăduire trupului și zicând, iată-te cu sănătos, de acum să nu mai greșești. Încă și din tine ai făcut tot sănătoși, și poruncind să se spele prin cuvânt ai făcut să se sărășuiască lumina. Cel ce oprești roalele patimilor celor potrivnice și potărești marea cea sărată acestei vieți și îmblezești pornire cele greu de purtat ale plăcerilor însuți viitorul de oameni împărate, cel ce ne-ai dat nouă să putem veșpân luminat ca zăpada din apă și din lume. Și acum trimite harul prea Sfântului și de viață Făcătorului tău Duh, care sfințește toate și sfințește apă aceasta. Amin. Și acum trimite harul prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh, care sfințește toate, sfințește și apă aceasta. Amin. Și acum trimite harul prea Sfântului și de viață Făcătorului tău Duh, care sfințește toate și sfințește și apa aceasta. Amin. Și prin gustare și stropire cu apa aceasta, trimite-ne nouă binecuvântarea ta, care spală întinăciunea patimilor, așa ne rugăm. Cercetează-ne putința noastră, Bunule, și tămăduiește cu mila ta bolile noastre ce ne sufletești și iubești. Pentru că cine prea curatei și binecuvântatei stăpânei noastre de Dumnezeu și pura Fecioara Maria, cu puterea cinstită de viață Făcătoare Cruci, cu ocrotirile cinstitelor cerești și te trupești putere. Pentru că cine cinstitului mărit proroc înainte mergător și botezător Ioan, cu ale Sfinților mărit, de tot lăudați apostoli, cu ale cei de Sfinți părinții noștri, mari dascăl și erar, Vasile cel Mare, Grigore de Dumnezeu, Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur, cu ale Sfinților Atanasie și Chiril, Ioan cel Milostiv, Patriarhii Alexandriei
și ale Sfântului Nifon, Patriarhul Matei Paulului, cu ale celor între Sfinți, părinții noștri, Nicolae, Arhiepiscopul Mirei Lichiei, Spiritul al Tibitundriei, Făcătorul de Minuni, Calinic Cernicanu, Iosu cel Nou, Ioreș și Sara, Antimi Virianu, Iosu Mărturisitorul, Gelasie și Leonte, ale Sfinților Mari Mucenici, Gheorghe Purtător de Biruințe, Dimitrie Izvorător de Mir, Teodor Tiron, Teodor Stratilat, Ioan cel Nou, Serghie și Vah, Ioan Valahu și Nicolae, cu ale Sfinților Preoți Mărturisitor, Ioan și Moise, cu ale Binecredinciosului Voivod Ștefan cel Mare și Sfânt, cu ale Sfinților Martin, Constantin, Vodă, Brâncoveanu, cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu, Matei și Anache Sfetnicu, ale Sfinților Mucenițe, Filoctea și Tatiana, cu ale tuturor Sfinților buni miruitori, mucenici și mucenițe, cu ale Sfinților Măriți și Făcătorilor de Minuni, Doctor fără de argint, Cosma și Damian, Chir și Ioan, Pantelemon, Ermolae, Samson, Diomit, Mochi, Anichit, Talaleu și Tifon, cu ale preacuvioșilor de Dumnezeu, purtători părinții noștri, Gheorghe de Capolitul, Nicodim de la Tismana, Dimitrie cel Nou, Isarion, Sofronie, Ioan de la Prislop, Antonie, Daniel, Sihastru, German, Ioan, Hozebitul, Teodora, ale preacuvioase Maicii noastre, Parasul.